Astăzi am procedat la distrugerea unui lot de plăcuțe de frână, marca Dacia, plăcuțe contrafăcute cu conținut de azbest, care au sosit de la Vama Constanța. S-a procedat la desigilarea transportului de către o comisie formată din Direcția de Operațiuni Vamale și Accize, reprezentanții Societății Automobile Dacia S.A., Direcția Finanțelor Publice, Autoritatea Națională de Protecție a Mediului, Protecția Consumatorului, Registrul Auto Român și de către reprezentanții Societății Vivani Salubritate S.A. După desigilare s-a procedat la descărcarea plăcuțelor, au fost îndepărtate ambalajele de transport. Și s-a procedat la distrugere prin turnarea betonului pentru stabilizare și inertizare. Toate aceste operațiuni au fost efectuate sub supravegherea comisiei enunțate anterior.